O studie de impact se face într-un timp destul de lung. Dacă noi așteptăm studiul de impact, Cronospan își face fabrica de formaldehid, începe să funcționeze. Eu cred că altceva trebuie făcut urgent și dacă sunt de acord colegii mei, toți să semnăm o adresă către primul ministru care să trimită urgent cu corpul de control al primului ministru la Cronospan și să se ceară toate valorile făcute, inclusiv solicitările dumneavoastră și datele pe care le aveți dumneavoastră. Pentru că lucrurile aici sunt la stăpate de sub control și ceea ce prezentați dumneavoastră, eu o consider subiectiv, pentru că n-am și cealaltă parte, da? Sunt de DNA. Să fie foarte clar. Iar eu, domnule doctor, cu tot respectul care vi-l port acum și viitor, să nu mă considerați niciodată nici într-un grup de sticlă și nici din partea noastră barică. Niciodată. Iar prezența mea aici, și a colegilor mei, domnul senator, domnul deputat, mai sunt o trei care nu sunt aici, să știți că chiar eu cred că o facem cu bună credință. Să nu fiți așa. Iar eu și genul și am plecat, am solicitat doamnei și colegilor care se ocupă și le mulțumim că totuși societatea civilă începe încet să-și facă treaba. Să-mi trimite și mie documente, că am avut întâlniri cu dumneavoastră, mi-a spus și atunci că-mi trimite, dar am primit în zile astăzi, nu le-am primit. Știți că ne-am întâlnit la mine, nu le-am primit. Nu știu, am fost de la dumneavoastră, nu le-am primit. Și după care eu zic să mai avem o întâlnire.